mișcare, dar pentru asta am nevoie de fetița mea, Sofia, ca să facem un pic de mișcare. Ea va arăta cum. Este, Sofia este în clasa a doua. Este în clasa a doua și momentan la școală nu învață engleza. Dar auzind de un cântec cel de iarnă, se aude, da? Auzind un cântec cel de iarnă, s-a gândit să-l facem, să-l punem în cer. Din urmare, vă rugăm să fie așa, să vă rugăm să vă ridicați, dacă vă doriți, bineînțeles. Și vom interpreta împreună un cântecel despre iarnă, apropo de iarna care este atât vânzătoare acum și pe ecran și afară și peste tot. Și vom mima un cântecel de iarnă care se numește Winter Chant, cântecel de iarnă. Și vom mima ce înseamnă să fie zăpadă, știe cineva cum se spune la zăpadă? Snow. Da? Și la bulgări de zăpadă? Snowballs. Știm să mai facem snowballs? Și din cer, când plinge, ce se întâmplă? Purg ce? Snowflakes. Așa este și cântecelul. Și la urmă vom construi un snowman. Sophie, hai să spunem cântecelul frumușel, da? Începi tu. Prima strofă, deci, nu repede, începi tu. Snow. Snow. Dacă doriți, puteți să faci la fel ca și noi. Snow. 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 Dar noi nu știm cum să facem. I can't make a snowman. I don't know how. I can teach you right now. Noi ne putem, putem învăța chiar acum. Right now. Chiar acum. Încă o dată? Snow. Snowboard. Snowflakes. Wow. Put your skis. Ne punem skiurile. Right now.